Dacă ai un copil care știe tabla înmulțirii până la 5 și vrea să învețe tabla înmulțirii până la 100 și vezi că se descurcă mai greu, poți să-l ajuți să învețe tabla înmulțirii pe degete. Cum să fac asta? Fiecare deget reprezintă o cifră. Și anume, degetele mici sunt cifra 6, degetele inelare 7, mijlociile 8, arătătoarele 9 și degetele mari 10. Și le așezăm degetele într-un anumit fel. Și hai să vezi cum. De exemplu, dacă avem de înmulțit 7 ori 7, așezăm degetele în așa fel ca ele să formeze o linie orizontală. Și pe urmă vom număra degetele de la linia orizontală în jos, inclusiv cele care formează linia orizontală. Ele vor reprezenta zecile. Vedem că avem acolo 4 degete, deci vor fi 40. Cele de deasupra le înmulțim. 3 de la o mână și 3 de la alta, 3 ori 3, 9. 40 plus 9 este 49, deci 7 ori 7 e 49. Dacă ai de înmulțit 8 ori 8, cum vei face? La fel, așezi degetele 8 și 8 în așa fel ca ele să formeze o linie orizontală și numeri degetele de desubt. Sunt 6 degete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Iar cele de deasupra liniei orizontale le înmulțești. 2 ori 2 este 4. Așa că ai 60 plus 4 este 64. Să zicem că ai de înmulțit 6 ori 9. Ia priviți, le așezăm tot așa în poziție orizontală, cele două degete, și numărăm câte sunt de la linia orizontală în jos, inclusiv cele care formează linia orizontală. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 50 avem acolo și deasupra avem 1 și 4. 1 ori 4 este 4. Adunăm 50 cu 4 de sus și va fi 54. 6 ori 9 este 54. Dacă vrem să înmulțim 7 ori 8, avem 5 degete, 50, și sus 2 ori 3, 6. 50 și 6.